Stimați colegi, vă mulțumesc mult pentru prezența noastră, atât de bogată, semnificativă și înainte de a începe efectiv această practică demonstrație a unui univers sonor cu totul inefabil și totodată original și un univers peren, a zice, îmi doresc să spun câteva cuvinte despre, sigur, un subiect care este tuturor ar fi cunoscut, cantabilitatea extraordinară a muzicii ebraice. De altfel, este un capitol din teza mea doctorat, muzica Celestis. Vreau numai să insist asupra faptului că acest filon inestimabil al umanității, care iată, are deja o, are o vârstă de 5773 de ani, nu este foarte bine cunoscut, din păcate, și în acest sens aș evoca o carte, un tratat edificator în acest sens, al lui Abraham Pitzer, Idelzon, care se numește Tezaur al muzicii ebraice, în 10 volume, și care a fost scris în anul 1920 și 1928, tratând problema proiectării arhetipurilor sonore ebraice în diferitele ipostaze, de la muzica Pentateucului până la muzica emenită, muzica evreilor din centrul Europei, din Europa Orientală, toate aceste ipostaze ale muzicii ebraice, surprinzându-se aceleași arhetipuri sonore care sunt reformulate, reproiectate în imagini aparent disjuncte, dar care sunt reductibile fenomenologic la arhetipul de bază. Un ultim detaliu care vreau să menționez este acela legat de faptul că, așa cum spusese încă din anii studenției maestrul Dumitru Bubici, indicându-l și sursa muzicologică, respectiv tratatul, monumental tratat al Idelzon, ce se află la biblioteca unui compozitor și pe care am consultat, arhetipurile ancestrale ale muzicii ebraice sunt de sorginte spectrale, deci se bazează pe armonice naturale și au configurații inițial pre-pentatonice și pentacordice, ce ulterior au evoluat și în configurații cromatice. Deci, prima expresie a muzicii Torei, a muzicii Vechiului Testament, este eminamente diatonică. Am regăsit aceste intonații ancestrale minunate și în seria de cântece foarte cunoscute în spațiul israelian, ce mi-a fost oferită de ambasada statului Israel, cu rugămintea de a realiza o suită de aranjamente muzicale și lucrări originale bazate pe acest tezaur al umanității. Este o carte edificatoare, permis să ofer asistențe pentru a fluida, în timp ce eu voi face o scurtă prezentare practică împreună cu eminenta studentă, eminenta mea studentă Ana Clara Mihai, studentă la vioară și fostă la muzică de cameră la clasa mea. Te rog frumos, Ana Clara. Vom începe cu o melodie extraordinară, concepută de compozitorul israelian, de origine israelian iemenit, deci din spiritualitate iemenită, Avihu Medina. Ea se numește Praise Jerusalem. Iar această linie melodică extrem de edificatoare sub aspectul, aș spune, soteriologic, de mântuire a muzicii, oferă niște posibilități armonice considerabile, motiv pentru care am imaginat o linie armonică și o configurație organologică pe care am conceput-o în baza minunatului cântec al lui Avihu Medina, Praise Jerusalem. Thank you.
este cea dintr-o altă lucrare a lui Avif Medina, The Flower in My Garden. Sunt convins că varia va reprezenta o surpriză pentru noastră. O să-i rog pe colegii să amâne puțin mâncarea aparatului până termină intervenția. Circa un sfert de vreo 2 minute. Mulțumesc foarte mult. Deci, The Flower in My Garden are de asemenea o linie melodică foarte interesantă sub aspectul discursului propriu-zis, sub aspectul reliefului melodic, dar are o ritmică specială pe care o veți asculta în continuare.
asta cred că am debat, am terminat, pardon, partea instrumentală, o să o rog pe domnișoara Alma Voiajiu, care în încheiere să ne aducă în cel mai liric al cântecului, al cantabilității ebraice, cu două rugări extraordinare și deja legendare în spiritualitatea muzicală ebraică, israeliană, respectiv Hatikva, care este, vă duc bine să știi, imnul național al statului Israel. Originea melodiei este foarte interesantă. Unii spun că este inspirat de Smetana, Vâltava, Moldova, așa. Dar și Smetana, la rândul lui, luat din folclorul moldovenesc. Și în acest folclor moldovenesc, practic, este folclor în mare parte evreiesc. Pentru că și muzica klezmer, sunt o mulțime de dansuri și hore klezmer, care sunt aproape identice cu folclorul românesc din zona moldovenească. Asta ce mai demonstrează? Demonstrează faptul că ei au fost foarte bine asimilați în România, în ciuda aparențelor, și că totdeauna ei s-au înțeles perfect cu poporul român, pentru că, iată, au avut un folclor comun. Deci, doamna dragă. Hatikva. Thank you.
Mulțumesc.